avut răbdare, m-am scurat de acolo, am plecat din dreptul al câmpului, am și fost împușcat. De exemplu, sunt născut în 1922, 19 aprilie. Și în 1943 trebuia să fie în corporație, în 1944 și fiind timp de război. A concetat cu, ne-a încorporat cu un an mai devreme. M-a repartizat la regimentul 40 infanterie Mecidia. Și acolo, după ce am făcut stajul de instrucție, 3 luni de zile, ne-a repartizat în paza litoralului al Mării Negre, ca să păzim litoralul, pentru că venea rușii și ne-a atacat pe timpul ăla, și în 43. Am stat în paza litoralului până în 1944, noaptea de 23. august, când s-a inversat, adică ne-am debarasat de nemți, ne-am afiliat cu rușii. Exact la 12 noaptea mă aflam la postul de pază în comuna Cuza Vodă din Dobrogea, din județul Constanța. Eram la telefon când am primit telefonul de la regiment, de la comandantul regimentului, colonelul Emanuel Gheorghe, nu mai știu cum îl cheamă, dar cred că așa să zic eu, a dat telefon ca să aduc pe maiorul de batalion, care era maiorul batalionului nostru cu noi acolo în comună, să-l aduc la telefon. Și maiorul nostru, pe timpul atunci, era cu ofițerii nemți acolo, că aveam vreo 15 oficieri nemți care ne adusese armament nou de-al lor, nemțesc. În noaptea aia atunci jucau cărți, poker pe acolo cu ofițerul nostru, cu maiorul. Da. Și la 12 noaptea, când au plecat la dormitor, mai voi cheamă la domnul colonel la telefon, îi spun eu lui domnul maior. Și vine domnul maior. Maiorul nostru chema Jantea Constantin. Și colonelul îi spune, măi Jante, uite la ora asta noi nu mai suntem cu nemții și suntem cu rușii. Și maiorul Jante zice, domnul colonel, ce a spus dumneavoastră? Și auzeam eu de la distanța de 3 metri când eram de telefon, cum îi spunea, ce Jante, dacă nu mă înțelegi, eu la tine și te împușc. Nu mai suntem cu nemții și suntem cu rușii. Ăsta înghețase că avea ofițerea sigură. Ce-i spune colonelul? Imediat iei tot batalionul și îl pui în poziție de luptă. Eu care făceam la mitaliere, am stat cât am stat are 3 ore, am fost și la urmă ne-am dus la, băgeam la grupa unde eram și atunci grupa noastră, deja sergentul o fusese în poziție. Și ocupasem gurile de intrare în Cuza Vodă, care venea despre Constanța, ocupasem poziția cu mitaliera, adică una pășantul drept și una pășantul de două guri de mitaliere, că veneau nemții despre Constanța. Când a venit și s-a apropiat la 100 de metri de intrare în comună, noi am somat. Atunci nemții s-a dat jos din mașină și a spus pistoare, bifoi sau cum ziceai pe limba lor nemțească, că ne împușcă. N-am acționat, că și ei s-au predat, adică mâinile din sus s-au predat. Când mi-a văzut că imitabilii puse în poziție de tragere, s-au predat. Și dacă i-am predat, i-am luat ca ale două mașini care venise de nemți, i-am luat ca prizonieri. Și după asta
când s-a luminat, am început să facem pregătirea de deplasarea batalionului, să ne confruntăm și ne-a trimis la București, pe 24. Ne-am pregătit și am plecat spre București. Și până la 11 noaptea, după ce am îmbarcat la tren tot bagajul unui batalion sau unui regiment, am ajuns dimineața la ora 6 în, spunea, pădurea Pasărea, la Pantelimon, pe acolo. Și acolo ne-a bombardat niște avioane nemțești sau rusești, nu știu de care a fost, că n-au explodat bombele, ale două, trei bombe care au căzut în jurul trenului nostru, n-a explodat niciuna. Dacă s-a luminat, am luat masa și am plecat în coloană de marș spre Otopeni. Acolo se găsea un grupaj nemțesc care începuse să ne bombardeze. Și până seara am ajuns la Comuna Ștefănești. În Comuna Ștefănești, până să intrăm în comună, niște grupuri înaintase ale nemților care erau până porumburi, noi nu le-am dat importanță, dar au oprit ca să ne facem necesitățile și noi ca ostași după atâta drum și după atâta toată noapte. Și când a intrat unii ostași și eu n-am fost, a intrat în Columbul acolo, a fost întâmpinat nemțeștea. Și nemțeștea n-a avut curajul să tragă, pentru că i-a văzut că suntem ostași mulți. Și s-au retras. Și dacă s-au retras, noi n-am avut decât să dormim acolo noaptea, că se înserase. Columburile alea care le-a făcut pe timpul ăla de toamnă atunci și cu poziția spre Ștefănești. Și ce să vezi că noaptea tot pe mine m-a pus sentinelă. Și dacă m-a pus pe mine sentinelă, sigur că ostașii care era și cu grupa care era, m-a făcut cu sergentul împreună, unde eram noi instalați, am adormit, dar eu eram la post. Și stând la post acolo, am auzit din spate o fâșuitură pe un porumb. Sergentul unde țese un pistol în mână pentru orice eventualitate. Și auzim fâșiindu-o la acolo, eu m-am întors cu fața spre sfârșit. Nu venea din față de unde aveam noi poziția pusă de tragere. Și venind așa din spate pe un porumb, pușa, și vorbea, dar nu înțelegea. Eu l-am somat. Dacă l-am somat, a sărit sergentul care dormea. Și e Stoica, și domnul sergent, zic că este cineva. A ascultat și el și atunci s-a trezit și el, s-a trezit și cu toată grupa. Și când colo, ăla s-a predat, care venea. Era un sergent major de la o altă grupă, că a venit la noi, că era frică acolo. Bine, s-a alarmat poziția când la tragere, că am făcut uz de armă. Sigur, s-a format o comisie din ofițeri și a plecat în cercetare, să vadă unde a dat. Acum, ce zice sergentul? Măi, să nu ne devolvăm că am trăit de la noi de aici, că și am făcut multă poziție. Și, în fine, a venit comisia, a ajuns și la noi comisia aia de major în frunte, a batalionului, și atunci am auzit cam din partea asta că a tras în noi. Am zis noi, în sergentul, că a auzit o ponitură în partea asta aici. În fine, s-a cercetat până la urmă, s-a murit, s-a făcut ziua. Ziua ce zice majorul batalionului? Zice, nu plecăm la atac sau să înaintăm, pentru că vin niște avioane americane ca să bombardeze unde sunt instalate nemții la Otopeni. A venit aviația pe la ora 11 și a bombardat acolo la Otopeni și noi am stat pe loc. Adică n-am mai înaintat până să ajungem la Otopeni, dacă s-a luminat. Noi am trecut în Comuna Ștefănești și am ajuns în Comuna Tunari.
și în comuna Tunari am trecut și am intrat să mergem spre Otopeni. Și mergând spre Otopeni, am într-o vale acolo, unde așteptam ca să treacă aviația să bombardeze și după aviație. Și n-am pornit imediat la atac. Am dormit noaptea acolo pe poziție și am plecat a doua zi, pe 26, la atac. Și ne-am dus la atac spre Otopeni. Acolo am ocupat, mergând de tunurile anteriene ale noastre, noi am mers pe câmp, care mergea pe șosea de Tunari, să treacă pe șosea să vină la Otopeni acolo. Și a fost atacați de nemți, atunci atras în ei și auzeam și noi așa din răuie, că ce am pus, l-am nemerit și pe un cal și pe conducătorul care mergea cu tunul. Ea s-a împușcat. Și în momentul de față, noi când am ocupat poziția de front către nemți, către Otopeni acolo, un fruntaș al nostru, la mitralieră, când a vrut să urce, să scoale după, nu l-am văzut, dar așa ne-a venit nouă, că era din plutonul nostru, și pomierul mare zice l-a împușcat când se ridice să ia mitralieră după afet, l-a împușcat în cap și a rămas mort pe loc acolo. În fine, nu l-am văzut unde a căzut mort și așa mai am continuat mai departe. Și noi, grupa mea, când am fost rănit, prin porumbul am ieșit cu într-un șanț care avea în poziție spre Otopeni, era o câmpia Otopenului liber, așa. Și eu atunci vedeam că trăgea nemții de acolo, grupul ăla de nemți care era la Otopeni, și cum împușca, era un gard de scândură nouă. Și n-am avut răbdare să stau în șanț. Eu de acolo zic, hai bă, zic, să ne mutăm cu mitralierea lângă sarcâmul ăla acolo. Bă, ce să mă, să ne duc, tu nu vezi ce bucă aia cum ele, o rețea pe cartușele, scândura aia. N-am avut răbdare, m-am scurat de acolo și m-am dus la sarcâmul ăla acolo să văd eu. Și dacă m-am dus la sarcâmul ăla să văd de unde trage, n-am văzut nimic, că ei avea nemții ăștia, când spunea și mie o trece care s-a dus de a luat prizionier, de a prins tocmai cu un praf acolo, avea niște mitraliere cu lunete, cu ochiuri sus, bine. Și să mă duc eu să viu cu mitraliera acolo, în groapă acolo, în șanțul ăla, unde era mitraliera așezată. Și dacă am plecat din dreptul sarcâmului, am și fost împușcat. Mi-a fracturat mâna stângă și mi-a trecut bruntul pe un piept, mi-a luat mușchiul ăsta de aici, de al pieptului și l-a băgat în partea dreaptă la veston. Eu am căzut, m-am trezit și dacă m-am trezit de acolo, eram limpede, dacă nu aveam nimic. Pe la 3 după masă, cam așa ceva, pe la ora 3. Și dacă m-a rănit pe mine, nu mai m-am dus la mitralie, m-am ieșit să mă duc să caut postul de ajutor, unde e doctorul cu oamenii lui de serviciu. Și am ieșit din porumb, într-o câmpie de lucernă așa cosită, și acolo jandarmii m-a întâmpinat. Zice, unde te duci înapoi pe front? Și zic, uite, mâna mi-a rănit mintea și sunt rănit, unde găsesc postul de ajutor, unde e domnul doctor? Și iau-o pe bare și vezi că în porumb acolo este postul, e doctor acolo. Am luat-o pe bare și am dat în porumb acolo și am dat de doctor acolo, imediat doctorul m-a luat, m-a pus niște scoarțe la mână și mi-a legat mâna de gât așa, cu un bandaj, și aici mi-a pus un tampon de făcut o grămadă de sânge. Dacă durase mușchiul ăsta de aici, îți dai seama cât sânge, că eu n-am simțit aerele decât cât când am încat în groapa de bombă. Și dacă mi-a legat mâna și aia, să mă duc
la era niște căruțe, mașini ca să ne ia, să ne la spital pe ăștia părăniștii care erau. Da. Și dacă am plecat de acolo, la niște din Poru și fluiera cartul și la Zanapă, și chiar mă rugam să fiu împușcat, că eu am crezut că zic, mi-a luat mâna ce mai sunt om. Și am intrat într-o groapă de aia, în groapa aia de bombă mare. Aole, Doamne, și acolo am lăpădat vestonul după mine, am dat ce foaia de cor ce aveam noi legat de gnoi și așa, că puteam să le mai suport. Și au rămas, cred că acolo a rămas. Și ăsta, sacul de merinde și cu un sac care aveam masca de gaze, alea cred că le-a retezat, cred că ne-ar bat, ne-am călătit eu pe spate acolo, că de mine n-am mai fost acolo. Acum deasupra grupii veneam mulți răniți de acolo și strigam și eu ca să vie să mă scoate, că parcă nu puteam să mai mă scot, dar să ies de acolo, că era foarte adâncă. Poate avea chiar 2 metri, poate și mai mult de 2 metri adâncime. Mă, luată-mă și mă, sultați-mă și pe de aici. Nu vă, că eu sunt un pic în gât ăla, că nu sunt în mână și în spate, în picioare. Și m-am târât așa bineșor și am ieșit afară, dar singur, da. Și am plecat mai departe și acolo ne-a așteptat un autobuz ăsta care ne-a luat. Ne-a dus la spital la Pantelimon, la cel mai apropiat spital. Și dacă m-a dus la spital la Pantelimon, acolo imediat m-a luat pe mine și m-a pus pe masa de operație acolo și mi-a desfăcut mâna, m-a văzut plaga ca unde era rupt aici, am pierd la mușchi și mi-a luat mâna din nou, a băgat-o din nou la spate, m-a legat-o iar de gât și aici mi-a pus un tampon și a spus brigadierul ăla care era cu patul ăla care te transporta la... I-a dat ordin la fata aia cu patul ăla care să mă ducă la rezervă. Ce duce-te la rezervă? Că zice, ăsta nu mai are zile multe. Și duce-te-l la rezervă. Auzeam cu urechea, că eram limpede la... Și ducându-mă așa pe coridorul ăla acolo, m-a întâmpinat un soldat care era din Prunaru el. Și el m-a cunoscut, că făcusem premilitara cu el la Rătuțenă și pe aici, în comună, când ne strângeam pe poate la premilitar până să plecăm militari. Și, băi, stăm cu urechea cu tine, băi, stai cu... Măi, Marine, zic, uite, m-am pușcat și am mâna asta fracturată, pieptul spart și zice, o să mă duc la rezervă. El zice, nu îl duc la rezervă, ci îl duce în patul meu, acolo unde am dormit, că el fusese, îi retezase și o schize, degetele, o mână îi retezase, și să vindecase și cu fata aia se cunoștea care mă transporta. Îl duce în patul meu acolo, să nu-l duc la rezervă, duci că ți-ai fratele meu, nu știam de aici. Și el l-a înțeles și nu m-a dus la rezervă și m-a dus acolo în patul lui. Pe ce mă duc, eu mă duc jos să iau niște fructe, să-i aduc să mănânce niște fructe. Struguri, toamna, ca toamna atunci, mere, pere. Și zice, tu-l duci în patul meu acolo. Și într-adevăr, nu m-a dus la rezervă și m-a dus în patul lui acolo. În patul lui acolo, până seara, s-a umplut salonul de răniți. Tot salonul era saloane mari. S-au umplut de răniți și așa spre seară, spre cum se înserase, pe la 7-8 seara, vine un domn doctor pe acolo să ne viziteze, să vadă nu știu ce, și cu asistentele după el. Și ce spune doctorul? Vine direct la mine acolo, era în primul pat la ușa acolo și ce este? Voi spunea doctorul la asistente, voi nu sunteți obișnuiți, că noi n-am avut ocazie de front aici cu ostași, dar acum, uite, voi să știți toată noaptea să fiți foarte trezi, pentru că ostașii, vezi, bine că sunt răniți, toți țipă în toate porțile și durerile lor și ce să aveți grijă de ei. Și după ce a trecut comisia de doctor pe acolo, am rămas în pat acolo, nu mai m-a dus la rezervă, la nimic și până la 3 dimineața a venit doctorul. Salomul a venit, până la 3 dimineața a venit iar
la noi, acolo, la spital. Și a venit direct la mine acolo, ce faci, mortule? Că ducem cu fața în sus de la mușchi, de aici, de la piept, îmi venise sânge din gât, așa, și nu puteam să mai respiză, nu puteam să mai vorbesc clar. Și cam gângânav așa când m-a întrebat. Și zice, ce zice doctorul? Zice, aduceți-mi repede încoace 5 sticle de alcool. Mă, se duce repede și vine cu 5 sticle de alcool și le-a introdus în mine, doctorul. Pe toate cine le-a introdus în mine, ce să spun că peste o oră, două, nu știu, n-am mai stat în pat. M-am simțit așa, eram legat cu mâna de gât că... Și dacă se luminase, mi-era și foame. Și nu ne venise încă ceaiul de dimineața atunci. Și am ieșit în curte, la spital acolo, și în curte la spital, spitalul acolo era înconjurat, spitalul numai de nuci. Și dacă am văzut nucile alea pe jos pe acolo, m-am așezat acolo, fund acolo, mă ieșitat acolo și spăgeam la nuci de așa, că mi-era... Însă, slăbise, mi-era foarte slab, nu mai aveam forță. A doua zi, trebuia să ne ducem la control, iar acolo, după, să ne controleze, să ne panseze, să ne facă. Și tot așa mereu, în locul ăsta aici, unde era placa asta spartă a pieptului, creștea un burete, mușchiul, creștea așa, ca un burete. Și venea cu bistiliul ăla și reteza mușchiul ăla. Pe ziua așa ne-a adormit, ne-a citat. Și l-am dat cu ceva ca să se prindă, să se prindă coaie. Și în fine, în 3-4-5 rânduri a venit, m-am dus acolo și nu se ieșea mereu burete la afară aici, în piept. Și până la un moment dat, vine, auzeam și eu că ce e băiatul directorului de la spital ăsta, doctorul care a venit ultima dată. Și el când a venit la mine acolo și m-a văzut, a retezat el așa și... Cu ce soluție mi-a fi dat, că a doua zi s-a prins, n-am mai crescut mușchi. Și din aia s-a vindecat de la înainte. În fine, la o săptămână, două, mi-a băgat tot corpul la gips. Adică mâna mi-a băgat-o, mi-a întins oasele astea aici, așa, ei, și l-a băgat-o la gips, așa, în poziția asta, și aici, la piept, a lăsat o fereastră, eram tot corpul băgat în gips și cu mână, cu tot. Și mâna era în poziția asta, s-a întins de ei acolo și îi prinsă în gipsul ăla acolo, în păsurile aia de tifon cu gips. Și am rămas așa, dormeam toată noaptea, mai mult pe spate, că n-aveam cum să mănânc, că eram cu mâna asta în gips și nu-mi dădea voie, numai pe spate. Și vezi, am durat aproape o lună de zile și ceva, tocmai despre Crăciun sau poate după Crăciun, până ianuarie, mi-a luat gipsul de la... Că ce se făcuse? Făcuse în pădic înăuntru, în mizerie, în chestii de-astea, și eu tot mă frecând așa cu spatele, s-a spart până îl spărgeam, ții până la urmă. Vreau aici și cu mâna, cu tot, cu efort. Și dacă s-a spart acolo, știi, mai da voie să... Începe să mă încrași, că începe să mănânc, să îmi plăcea să mănânc și... Și după două săptămâni zile, tot ăsta care, băiatul ăsta directorului, a venit la mine să vadă cum este situația și dă ordin la o asistentă de-aia ca să dea ordin să-mi aducă la masa de 10 dimineața ceaiul și la ora 10 să-mi aducă un lob de ficat, așa auzeam eu de la el, un lob de ficat de vițel puțin prăjit. Să fie mai mult în sânge, că pierduse în sânge. Și într-adevăr, la ora 10 mi-a venit ficatul ăla și eu când am mușcat din el, a început să curgă sânge, face așa, că era mai mult crud. Și mă, față, zic, nu-mi place, mă, că nu pute, au o mesă, nu au dacă ce ăsta e băiatul directorului și zice, se supără și nu știu ce, și mă, zic, păi, mai prăjit cel mai bine, îi spun eu la fetele aia, așa, pe șopte. Zic, mă, nu tot timpul să-l prăjească puțin mai bine. El ăsta scapcoșie, că era cu niște partofi pai pe lângă el. L-a prăjit la bine, m-a mâncat. Și cam vreo săptămână mi-a dat șicat de ăla. Cam vreo săptămână. E, într-o săptămână, ce crezi?
mă îngreceasem într-un așa fel că nu am încăpat cămașa. Eu, când a venit tata la mine și cu socrul meu, și m-a văzut așa slab și amărit și nu putea să stau în picioare ca amețeam, ce spune socrul meu lui tata? Măi, cum spune, hai să mergem acasă să ne pregătim, bine că știm că este aici la spital. Și să ne pregătim, așa, asta e situația, mormântare, da. 21, da. Și dacă a plecat părinții amândoi acasă și dacă am văzut că mă îndrept așa, am început să umblu până în salon și până la luna lui februarie-martie a venit soția la mine, Parasiva, a venit la mine acolo și ea să mă vadă. Aveam un copil păstelică născut. Ea, dacă m-a văzut, după cum spusese, ea a venit săraca disperată, că îi spusese tata și tatăl ei, socrul meu, că e păducă, numai. Cum l-am văzut, noi zice, n-am să stea nici de vorbă cu noi, nici în picioare să stea și așa mai departe. Și a sperat ca femeia avea copilul ăsta și ea, nu știu ce, și a venit la mine acolo. A plecat acasă și peste o lună de zile a venit din nou la mine. Când a venit la mine acolo, a insistat că nu, că hai să vii acasă, că băiatul s-a făcut și el mare și nu știu ce. Ce spune doctor? Doamne, nu luați pentru că zice, s-a făcut bine într-adevăr, s-a vindecat și rana de la piept, s-a sudat și oacel de la mână, dar zice, lăsați-l acela ca să mai... că au zis că se cam termină războiul ăsta, o fie o amnistie de război să termine. Eu am zis, lasă-te un loc, că mă, eu îți dau drumul, dar o să-ți pare rău. Și dacă a insistat, s-a dus și mi-a făcut o foaie de concediu de 30 de zile medical. Și am plecat acasă. Și după ne-am făcut concediul ăla de 30 de zile și am plecat la unitate, sigur că da. M-am dus la unitate acolo și acolo la unitate mă găsise bun de să mă trimite pe frunte înapoi. Eu când am auzit așa, după vorba doctorului care mi-a spusese, m-am cam putremurat un pic. Acum eu dacă venisem de acasă din concediul ăla care mi-e dețește spitalul, mi-a dat tata un miel de pe 7-8 kg să-l dau că poate mai îmi dai drumul să viu acasă. Acolo când am auzit că mă încadrează la compania de front, am fugit de la doctorul de la al unității acolo. Și acolo rămăsea un ajutant, ajutantul lui, de la infermeria aia de acolo. Și mă, domnul ajutant, uite. Până la stărea cu de bună credință, îi dau foaia aia care aveam de la spital, și de acolo, ce spusese ei pe foaia acolo, mă dau să uite el acolo. Repede el ce zice la un băiat de la, a lui de la infermeria de acolo, mă zice, ia de-ți bracă-mă și pune niște ventuze pe spate repede, pune pe masatina și pune niște ventuze pe spate. Și ăia m-a așteptat ca să viu de acolo și am rămas pe masă acolo la doctor. În regime n-a mai rămas niciun ostaș, decât unul l-am găsit la niște căi, bolnav acolo, ai unități. Mă cheamă ajutantul ăsta, ce voi stoicate, bă, vreau să duci cu ce, ne-a venit și un domn major din Basarabia, a fugit de la Rusia acolo și e la noi în unitate aici. Și vreau să duci la ordonanță că zice, are în meciderea acolo, are și el, a luat cu tine o cameră și stai cu el acolo, îi aduci mâncare, el o să vină aici. Zic, mă duc și m-a dus ordonanță la majorul. Păi ne-am luat mâncare de la unitate și pentru el și pentru mine și stăteam acolo. O să continuăm să vedem care o să mai fie situația și ce război s-a terminat. S-a încheiat amnistiul și nu știu ce și s-a terminat război. Mâine mergem
tu te duci să dai în primire. Și când m-am dus să dau în primire, un sergentul ăla care era pe acolo de la mobilizare, zice, bă, nu poți să dai în primire, tu vă zice, că zice, trebuie să desconcentrăm, păi mai mari, păi care e mai vechi, noi suntem la 44, ăștia, luăm jurul de la 35, 36, 39, 40, care era concentrat mai mari, că zice, noi plecăm mai la urmă, n-am ori, nu pot să dau ăștia. M-a dus înapoi, de un acel nuntă, uite așa. În fine, m-a luat majorul și m-a dus la colonel și i-a spus, uite, nu-i dă voie. Deci m-a dus la dată în primire și mi-a luat pale mele și am plecat cu majorul noaptea, cu trenul. Și am luat tot un tren de... Era vară, în iunie, că era cald. Sus, pe un vagon deschis. Am urcat valizea lui majorul care era cu ce avem, pește, cea care pește acolo pentru sora, care... Și l-am urcat, ne-am urcat și am stat pe valiza aia acolo, eu pe valiza mea, el, așa, că aveam și eu valiza mea care plecase cu ea în armată. Și am venit toată noaptea acolo stând de vorbă până la București. Dimineața la ora 6-7 când am ajuns în București, la gara de est acolo, ne-am dat jos, el s-a dus la soră acolo, ce mă să mă ajut până la soră. Și ne-am dus la câteva străzi acolo și am ajuns la soră acolo și l-am așteptat până acolo. Și de acolo ce mă stoi ca zice, nu mai întâlni, nu mai întâlni, tu du-te sănătos plecat, asta că eu rămâi aici și eu mă duc de aici înapoi la unitate. Și nu ne-am mai întâlnit, nu aveam cum să mai întâlni. Și până la 6 ani, cred că aveam 4-5-6 ani cam așa, cu 4-5 ani că nu aveam mai mult, m-am dus cu fratele meu, cu căruța încărcată cu bălegar. Și tu ducându-mă eu să mă iau boie, că eram mai șteț. Fratele meu, Oioiu, mai mare ca mine cu 10 ani, era cu nealentrul ăsta, mă, că era și nealentrul cu căruța după noi. Stăteau amândoi de vorbă și eu să mă iau boie. Și eu, dacă m-am pus cu biciu pe voi, voi a făcut la dreapta. Nu m-a lăsat să ajung pe poteca care, pe drumul care trebuia să ajung acolo. Și voi, dacă m-am pus, poate, eu și-o mă duc fără adâncează, cum îmi spunea pe timpul atunci, a luat la deală și m-a băgat acolo între noi și a căzut, dacă te-a dus în groapă așa, unde în nămorul ăla acolo, eu sigur am alunecat după vârful ăla de bărigar în căruță și am căzut între băia și am trecut în jos și am dat pe sub căruță, dar vezi că căruța, când acum ai fi căzut eu, că aveam în cap o căciulă și căciula mi-a luat roata căciula și eu am rămas în spate, am rămas fără căciulă. Până în 1958 ne încadrase, adică ne făcusem niște întovărășiri, adică pământul să-l bagi la întovărășire. Și la întovărășire, ce a zis? Nu, stoi că tu trebuie să fii președinte din întovărășire. A ales un membru de partid, eu am vrut și eu să mă fac președinte de partid și nu am vrut că am spus, auzit ei că am făcut o ședință legionară cu București, nu știu ce, când eram eu ucenic pe la meșterul cuitor. Și nu m-a făcut și pe chestia asta, dacă nu m-a făcut, a fost pas și nu a făcut, știi că Troica l-a pus pe el președinte și eu am rămas socotitor în cazul colectivului. Și am fost socotitor până în 1966, da. Că am avut o greșeală de 800 de lei, adică când am venit cu totalul, n-am făcut reportul, n-am prins. M-am dus să dau la vacă și când am întors înapoi, am zis că am prins totalul filii la report. Și am plecat cu reportul ăla și mi-a luat sila neprinsă. 840 de bani. Mi-a rămas neprinsă. Și, în fine, când la sfârșit de lună noi predam, când ne da pe o lună de zile registrul ăla cu facturile. La sfârșit de lună când am predat registrul și contabilitatea mi-a găsit greșeala. Mi-a găsit greșeala și a tot vă spui că e o greșeală. Cei 884 de bani, zice, neprins o filă. E notație cu roșu acolo. M-am dus, am plătit, zic, mă, gata, mă duc să dau cu el. M-am dus la căsărie, am plătit banii și mi-a dat chitanță la mână. Ne-a desfințat centrul Drăgănești și ne-am mutat la Alexandria. Dacă ne-am mutat la Alexandria, acolo ne strânsese mai mulți încasatori de ăștia și cea că a căutat de cuvinte să mai desfințeze din ei. Și mi-a desfăcut contractul de muncă. Mie pe chestia daunelea.
A venit cumnatul meu Aurică și cu un cumnat de-al lui. Băi, dar e în judecată, cum să-ți desfacă pentru 100 lei să-ți desfacă ție contractul de muncă? Și mi-a luat și mi-a băgat în cererea la decătorii la București. Aia a reșit-o și a trimis-o la Alexandria, unde aparțin de județ. Și dacă a zis așa, ăștia imediat m-a condamnat. Am avut contestație și m-a luat a doua judecată, tot condamnare mi-a dat. Îi chemă colonelul de la miliție de la Alexandria și îi spune acolo, scrie acolo că ai furat, nu că ai greșit. Tovarășul cu tare, cum să spună că dacă a fost o greșeală, am plătit-o, ai chitanță? Zic, cum te-am chitat? Mi-a luat chitanța de-n mână și m-a pus o declară că am delapidat. Și eu zic, nu, și dacă am zis că nu scriu, că nu am deja, eu zic că am avut greșeală, mi-a luat greșeală, am plătit, asta e chitanța, zic, ce, nu știu, un furt înapoi. Contratatea a găsit greșeală și am plătit bani. Spune-mă că ai de la dat acolo. Nu vreau să spun și bă, dă-i mă de ăla, vede urmă, dar te uiți la el, spune colonelul, nu, putonelul la care îmi făcea procesul, ce scrie el pe cutie. Dar ce a scris? Și până de noi am rămas, m-am dus la toată, tot Bucureștiul, toată procuratura Bucureștiului, am umblat copii și a cheltuit la bani luni de zile. Și când am văzut că Serică vine plângând la mine acolo într-o oarecare oare. Nu ți întregi mese, du-i acasă cu mașina, cu porția care... Nu, Serică, zic, bă, zic, eu știu unde e procuratura, că zic că am lucrat zic, acolo la voi, aici, chiar lângă procuratura. Zic, bă, duc eu la procuratura acolo, bă, ce? Bă, tata, eu mâine mă duc și mă predau. Mă duc la... Au, zic, am făcut, eu zic, război. N-a fost să mor, uite, n-am murit, nu o să mor acum. Astea trei luni care mi le dă ei acolo. Eu pe mine acolo când m-a dus, ei și-a dat seama că m-a dus degeaba și m-a condamnat de pomană. Și mă pusese paznic într-o grădină acolo a unității să păzesc când venea deținuții la sapă, la chestii și să-i păzesc. Uh-huh. Eram la liber, așa zicea că sunt la liber și eu, dar să-i păzesc pe ei acolo. Și am stat o lună și jumătate, aproape două, și a venit amnisticiu. Și atunci, dacă nu-i trezești mintea, nu-i dai intuiția respectivă, nu-i dai lecția respectivă, care să știe că mâine trebuie să fie om să conducă un grup de societate, nu poate. De ce nu poate? Pentru că trece ca celul ca până acum. Tata, îți mulțumesc din suflet că ai vrut să participi, că ai vrut să ne povestești istoria ta. Pupă tataia și să fii ce-am spus întotdeauna, să te fii de carte.